În noaptea de sâmbătă spre duminică, angajații mei au asigurat paza celor 9 secții de votare pe care le-au predat președinților secțiilor de votat cu sigiliile intacte, astfel încât duminică dimineața la ora 7 procesul de vot a început fără probleme. Anterior zilei votului, pentru a preveni situațiile de risc pentru cetățeni, pompierii au efectuat controle în scop preventiv în secțiile de vot și instruiri cu membrii biroului electoral. Asupra modalităților practice de evacuare a persoanelor, precum și a materialelor și documentelor specifice procesului electoral, alegătorii și MLEOAN și au putut exercita dreptul de vot numai pe baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic. Pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare, actele de identitate care au expirat începând cu 1 martie 2020 și-au menținut valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Deci, cetățeanul care a deținut un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie 2020, 27 iunie 2021 și-a putut exercita dreptul de vot în baza acelui document. În legătură cu procesul de votare, precizăm faptul că au avut dreptul să voteze cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepția persoanelor puse sub interdicție și a celor care se află sub efectul unei hotărâri judecătorești definitive prin care li se interzice exercitarea dreptului de vot. Alegătorul a putut să voteze numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă ori la secția de votare unde este arundată adresa la care își are domiciliul sau reședința după caz. Și la alegerile locale de duminică a fost folosit sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenirea votului ilegal. Alegătorul care, din motive temeinice constatate de președintele biroului electoral, nu a putut să voteze singur, a avut dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-l ajuta un însoțitor ales de el. Acesta nu a putut fi din rândul membrilor biroului electoral al secției de votare, al persoanelor acreditate, al candidaților și nici operatorul de calculator. Personalul i a rămas în dispozitiv pe toată durata desfășurării procesului electoral, acordând maxim atenție sesizărilor privind încălcarea legii. Misiunea efectivelor ministerului a continuat și după ora 21, ora oficială de încheiere a procesului de votare, acestea rămânând în dispozitiv pentru a asigura paza buletinelor de vot, a proceselor verbale și a celorlalte materiale necesare procesului de vot pe timpul transportului lor către biroul electoral de circumscripție.